Peștele gefilte, deși este un fel de mâncare emblematic pentru bucătăria evreiască din Europa Centrală, se regăsește și pe masa de sărbătoare a moldovenilor. Multe gospodine îl cumpără însă gata preparat din cauza unei părți a gătitului care, spun ele, e critică: scoaterea pielii fără deteriorări. Astăzi, împreună cu bucătarul Vasile Ungureanu, vă arătăm că aceasta nu este o misiune imposibilă, ba dimpotrivă. Fiți cu ochii pe noi, gătim pește umplut și vă explicăm ce aveți de făcut pas cu pas. Bun revenit acasă, Vasile! Bine v-am regăsit! Uite, încet, încet am trecut și la pește, o mâncare pe care moldovenii o iubesc și mai ales peștele umplut care nu lipsește pe masa de sărbătoare. De sărbătoare, exact. Noi avem un pește și ne spui de la ce începem și cum începem. Deci, avem un crab. În primul rând, curăsim solzii. După care scoatem interioarele și foarte simplu, pare simplu, dar o să vă arăt o tehnică care ne ușurează foarte mult acest lucru. Putem să începem. Deci după ce am scos interioarele, facem ușor presiune sub piele, de la, începând de lângă cap. Deci băgăm, băgăm un pic cuțitul și simțim, ne ducem ușor sub piele, așa ca să simțim că se desprinde un pic pielea. Așa. Ne facem loc suficient ca să putem... pune degetul și ușor, ușor, vedeți cum se desprinde pielea. Încercăm să nu facem prea mare presiune ca să nu deteriorăm, să nu rupem pielea, să o menținem cât mai întreagă posibil. Și ușor, așa cu mâna, fiindcă dacă o să facem cuțitul, riscăm să spargem pielea. Am înțeles. Nu, în zadar, peștele se mănâncă cu mâna. Cu mâna, exact. Așa. Deci cu mâna facem și această dezlipire a cărnii de piele. Da. Uite cum o faci tu, chiar o faci foarte bine și nu știam, nici eu, bănuiesc că nici gospodinele noastre nu știau că anume din acel loc e bine să începi. Da, cel mai bine de acolo, fiindcă este partea asta de grăsime și aici se desprinde un pic mai ușor de carne. Deci facem presiune ușor, așa, încet, nu ne grăbim și încercăm să desprindem până la și răspinării. După care mergem spre coadă și o să vă arăt mai departe ce operațiuni trebuie să facem. Dacă întâmpinați dificultăți, putem să ne ajutăm cu cuțitul, dar ușor, ușor de tot. Deja așa, acolo, pe partea din spate, unde e chiar mai mult carne. E un pic mai lipit de carne și ușor, așa, nu ne grăbim, încercăm să îndepărtăm pielea de carne. Vasile, putem să facem acest lucru cu orice tip de pește? În principiu, da. În principiu, da. Putem să facem cu orice tip de pește. După rețetele originale, să spunem așa, vechi, se folosea șalăul sau nisitru, că este un pește foarte gras și atunci devine mult mai gustos. Și nu e așa de osos, să spunem, ca crapul. Noi știm cu toții că crapul este un pește foarte osos. Practic e cel mai osos pește din toată categoria peștelor. Ai nevoie de ajutor? Și... Nu, eu mă descurc. Încet. Deci o gospodină se poate descurca și singură în bucătărie atunci când e nevoie să facă peștele umplut. Am înțeles. Noi avem aici un fel de pește care ne ajută. De ce te-am întrebat de tipuri? Poate pielea asta de deasupra e specifică fiecărui pește în parte. Deci da, la șalău un pic mai ușor, vă zic de ce, fiindcă pielea e un pic mai tare și chiar dacă facem presiune mai mare, nu se rupe. Am înțeles. Aici trebuie să încercăm să nu rupem, fiindcă o să fie mai greu pe urmă să o asemblăm înapoi, fiindcă trebuie totuși toată carnea care este în interior să o tocăm și să o punem înapoi. Așa, ce facem mai departe după ce avem dezlipit pielea de carcasă a peștelui? Deci am dezlipit pe ambele părți. Aici aripioara de jos, facem o tăietură cu ajutorul foarficilor ca să putem desprinde carcasa de aici. Așa. Acum o să tăiem practic codița, iarăși trebuie să fim foarte atenți ca să nu o spargem. Am să mă ajut așa. Avem nevoie de ea ulterior, da? Pentru Da, pentru frumusețe trebuie să fie neapărat, că peștele fără coadă nu-i pește. Așa. Deci, după cum vedeți, ușor, ușor îndepărtăm trunchiul cu carne de piele, așa, până la cap. Deci de la coadă spre cap. Acum invers mergem. Dacă vedem că nu se desprinde, iarăși ne ajutăm cu farfica. De ce nevoie să avem la acest exercițiu în bucătărie o farfică bună și un cuțit? E mult mai simplu, mai ușor, fiindcă cuțitul nu poți pătrunde așa ușor sub piele și executa cu așa precizie anumite mișcări. Așa. Acum în zona, suntem aici în zona capului, o tăiem și, nu mușchi, dar oasele, da? Da. Desprindem, desprindem cumva practic tot.
Așa, trebuie să fac atenție să nu tai. Și acum am obținut acest trunchi. Așa. Deci, iată, practic, asta trebuie să obțină gospodinele noastre. Da. Un trunchi deja cu oase, cu pește. Și așa arată și peștele în pieliță. Ce facem mai departe, Vasile? Deci, acum trebuie să îndepărtăm carnea de oase și o tocăm. Cum facem acest lucru? Deci foarte simplu. Fiecare are metoda lui. Aici chiar nu există o regulă. Important să îndepărtăm cât mai mult carne de pe oase. Și tu ai început cu partea de sus, pentru că avem aici mai multă carne. Am început cu partea de sus și merg așa ușor spre oase. Așa. Oricum, oasele mărunte rămân. Asta nu e o problemă, că pe mașina de tocat carne. Ele, da, nu se simte, da. Și practic, și răspinării și coastele, la fel, rămân pe pește. Noi încercăm să îndepărtăm maximum posibil. Apropo, avem nevoie și de un cuțit special în acest sens? Sau putem să facem această procedură cu orice tip de cuțit? În principiu, s-ar putea face cu orice tip de cuțit, important să fie cuțit, dar totuși e mai bine observ, când lama e un pic mai elastic. Da, un pic mai elastic, lama tot e mai comod de lucrat cu ea. Gospodinii se mai ajută cu, după ce au scos carne mai groasă, se mai ajută cu lingura pentru a scoate toată cărnița de pe coaste. Okay. Însă, asta e o chestie care s-ar putea de lăsat, chiar că ulterior putem să o folosim la o supă de pește. Și chiar nu se aruncă nimic. Nu e o risipă. Exact. Deci, noi practic am reușit și am tăiat și am filetat peștiul, da? Peștele a rămas carcasa. Ce exact facem cu asta? Am zis mai devreme de supă. Supă sau un bulion, pur și simplu, da? Supă cea mai bine. Toți iubim supă de pește. Așa este, mai ales că avem oase și dăm gust supei. Exact. Nu avem nevoie de ea, o punem separat, însă avem aici umplutura, de exact, fapt, carnea de pește, pe care ce facem mai departe? O tocăm, deci în mașina de tocat. Am mărunțit-o un pic ca să fie mai ușor de tocat și acum începem într-un bol mai încăpător. Așa. Începem să o tocăm. Avem tocătura. Am o întrebare. Îmi pare mie sau totuși nu ajunge de fiecare dată tocătura din pește pentru tot peștele? Sau e așa făcut că... Așa e. De asta și să adaug alte ingrediente. Așa. Pentru că să mărim cantitatea. Da, da, da. Ca și cantitatea. Cum am spus mai devreme, cineva adaugă pur și simplu orez sau așa alte feluri de preparate. Însă noi o să adăugăm... Bun. Ce facem mai departe? Deci așa, o să adăugăm ceea ce am călit mai devreme. Deci aici morcov, avem aici, avem călit morcov și ardei gras. Cu un pic de piper și sare. Da, și un pic de bazilic uscat, busuioc. Așa. Deci adăugăm aici în umplutura asta. După cum vedeți, ulei e ca cantitate ok, fiindcă da, o să dea gust la acest pește. Mai departe, o să adăugăm un pic de oregano. Uh-huh. Uscat. Cașcavalul. Pentru ce cașcavalul? Ca să-i dea un pic de cremozitate. Așa. Da. Cineva mai adaugă maioneză, dar eu nu-mi place. Nu prefer. După care să adăugăm un pic de sare și piper. Îți dau imediat sare și piperul. Așa. Să mă fac și eu util în bucătărie, că tot iau notițe acum. Bănuiesc că și gospodinele noastre, cele care ne urmăresc, trebuie să-și salveze această rețetă. Ar fi mult mai bine să-și salveze și videoul, pentru că pas cu pas e mai ușor când faci mult în bucătărie simplu. Și vezi cum face și asta și un bucătar profesionist. Ai adăugat între timp pătrunjel un pic. Pătrunjel, da. Acum o să punem un ou. Așa, oul, pentru da, pentru a lega toată. Da, pentru această cantitate de pește e suficient un ou. Dacă avem un pește mai mare, atunci adăugăm două ouă. Așa. Și o să adăugăm și cuscusul. Bun, deci adăugăm cuscus, iarăși ca cantitate la ochi. Dacă avem un pește un pic mai mare, atunci o să adăugăm un pic mai mult cuscus. Eu acum am să amestec ușor și am să văd dacă mai este nevoie să adaug
Cuscus sau nu? Cumva cuscusul percep ca și un pesmete sau acea pâine cu lapte pe care o băgăm în prăjoale. Da, nu are un gust specific, să spun eu așa. De asta, când se gătește cuscusul, se aromatizează cu legume, cu diferite ierburi aromatice, fiindcă el în sine, per sine, nu are un gust specific al lui. Bun. Și de asta l-am îmbogățim. După ce am amestecat toate ingredientele gata, și untutura, da, ce facem? Avem peștele acum aici. Acum încercăm să umplim peștele. Cum facem acest lucru? Așa. Facem în felul următor. Oricum, o să executăm această operațiune în farfurie. Da. După care o să o transferăm în tavă și începem să punem primul strat înăuntru. Au, ce de bine, Vasile, deja e de bace, știe cum trebuie să poziționeze peștele ca și gospodinele noastre să vadă exact. Să vadă, da. Deci pur și simplu punem umplutura în peștele nostru. Da, să-i dăm forma, deci trebuie plus minus să-i dăm o formă. Dacă așa, este mai comod cu mâinile, poți să o faci cu mâinile. Nu, mi-este comod cu lingura. Așa. Așa, băgăm toată umplutura în interior. Toată umplutura o băgăm în interior, după așa, care după o să-i dăm un pic formă, de... așa, cu, exact, cu mâinile, să nu fie da? cu valuri, așa, da, da, nu să fie, da? Fie frumos. Nu prea întâmpinăm noi pește viu în așa forme. Hai să vedem acum, după ce băgăm umplutura, tu între timp ai să ne spui ce facem, cum îl coasem peștele, cum îl punem la loc, cum a fost intact. Încercăm maximum să-i... cineva îl coase, de exemplu, da? Dar cineva poate nu are acasă ac și ață, mai ales ață alimentară. Nu se recomandă de folosit ață obișnuită, fiindcă conține coloranți, chiar și acea ață albă conține diferiți coloranți care nu este prea bine pentru sănătate. Așa. Și de asta foarte mult se folosesc de o scobitoare mare. Noi avem o scobitoare și exact da, asta începem, faci da, începem de la coadă, ușor, așa, spargem pielea, că este un pic tare. Așa, spargem cu mare atenție. După ce facem acest lucru, pe cât timp îl băgăm în tavă la cuptor? Deci este așa o regulă, să spunem, pentru fiecare kilogram de pește, 40 de minute. Clar, Vasile, eu îți mulțumesc.